Bună ziua! Avem astăzi un invitat deosebit, părintele Dragoș Vălean, de la Facultatea de Teologie a Universității Autonome din Constanța, practic putem spune că suntem colegi, chiar suntem colegi, și discuția, în mod firesc, are ca temă ceea ce recomandă această perioadă a anului, și anume răstignirea și învierea Mântuitorului Patimile, suntem în săptămâna Patimilor, și unul dintre cele mai importante momente din istoria omenirii. Vreau să spun că poate este cel mai important, pentru că el deschide o perspectivă noitoare asupra umanității. Această perspectivă a învierii, a salvării, a răscumpărării păcatului original, a răscumpărării păcatelor. Dar acest lucru este prins într-o ramă a unor momente extraordinar de dramatice la Bobu și la Figurat. Nu există perioadă mai densă, mai condensată, mai încărcată, mai plină de semnificații, plină de intensități și tensiuni decât această perioadă. Și îndrăznesc să spun că, într-un anume sens, istoria întregii umanități este concentrată în aceste zile. Nu istoria cu evenimente, cu personalități istorice, ci în profunzime o istorie a omului ca ființă profundă, ca ființă care păstrează prin asemănare chipul Creatorului Său. Aș vrea să discutăm, Părinte, sunt foarte multe lucruri, aproape fiecare moment ar cere o discuție separată, aș vrea să alegem câteva dintre ele, care jalonează acest drum al pătimii până la învierea Mântuitorului. Și să vedem în ce măsură semnificația acestor momente ar trebui să ne trezească întrebări. Și aș vrea să pornim nu dintr-un punct academic, nu dintr-un punct foarte înalt, ci mai degrabă dintr-un punct, a zice eu, firesc, al unei narațiuni care se desfășoară în fața ochilor noștri, cu personaje, cu evenimente, unul mai puternic decât celălalt, cu miracole, cu căderi, cu ridicări, cu tensiuni absolut îngrozitoare, și unde există o alternanță în momentelor dramatice cu o forță care se impune oricui le-ar urmări, chiar fără să știe despre ce este vorba. Și aș vrea să începem discuția noastră cu momentul cine e cele de taină. Puțin înainte ca lucrurile să intre pe un făcaș al durerii și al destrămărilor. Cu acest moment cu totul special în care Iisus își adună apostolii, ar trebui să fie, în mod cert, și este într-un anumit sens un moment de bucurie, este un moment care prefațează ceva teribil care urmează să se întâmple și unde este încredințat un cuvânt din urmă, este cuvântul testamentar între ghilimele, care are în centrul lui o poruncă fundamentală, care revine pe tot parcursul a vieții văzute, a lucrătoare a Mântuitorului, acela de a-ți iubi aproapele, de a se iubi, apostolii să se iubească între ei, să dărească această iubire lumii întregi.
Și unde pentru prima oară se întrevede taina Eucharistiei, această împărtășanie cu trupul și sângele Mântuitorului, la cea de taină? Ce este această prefață? Ce spune ea despre... Spune ea ceva despre ceea ce va veni? Mai întâi... aș mulțumi pentru invitație. Bine v-am găsit. Și lângă mulțumirea aceasta pentru invitația pe care ne-ați făcut-o, găsesc că e și o oportunitate de a vorbi oamenilor, mai ales în săptămâna aceasta, în săptămâna patimilor, și care se termină, așa cum știm cu toții, în momentul de maximă bucurie a creștinilor și a umanității întregi, acela al Învierii Mântuitorului. Spuneam, e și o oportunitate de a vorbi oamenilor și a împărtăși gânduri, nu doar în interiorul bisericii, în interiorul zidurilor bisericii, ca și construcție, și iată și într-o instituție publică de cultură, așa cum este Biblioteca Județeană. Cu îngăduința dumneavoastră, până ajunge la momentul cinecii de taină, care sigur este momentul foarte important pe care îl trăim de fiecare dată în credința, fiecare Sfântă Liturghie, și care e în preajma patimilor și a Învierii Mântuitorului Hristos, aș vrea să încep spunându-vă că toată această perioadă în care ne aflăm și pe care noi creștinii o primim și o așteptăm cu bucurie și care se încheie cu învierea, am pornit-o vreo 10 săptămâni în urmă, în ceea ce noi numim în biserică și avem și o carte, pe care, o carte mare pe care o avem mai ales la stradă, și care e cumva ca un ghid așa al nostru și care se cheamă Triod. E bine, în această carte, care cuprinde lumeala slujbelor din până în noaptea Învierii, aflăm diverse chipuri ale unor personaje din Sfânta Scriptură, ne sunt înfățișate modalități prin care omul poate să ajungă la mântuire. Și pornim această perioadă a Triodului. De ce Triod? Cuvântul Triod, explicându-l, înseamnă trei ode sau trei cântări, pentru că în cadrul slujbelor din perioada aceasta, slujba de dimineață, la vătrenie, pe care o avem la fiecare, în fiecare duminică și în fiecare sărbătoare, acolo, la un moment dat, cântările canonului sunt compuse din nouă cântări sau nouă ode. E bine, în perioada aceasta, pentru că e o perioadă specială, sunt doar trei cântări sau trei ode și de aici triod. Și perioada aceasta a triodului, care cuprinde mai multe duminici, începe cu duminica în care se citește parabola Vameșului și a Fariseului. Și nu întâmplător începem cu Vameșul și Fariseul perioada aceasta, pentru că Vameșul, din pildă aceasta, închipe omul smerit și vrea să ne transmită nouă un fapt. Că dacă pornim în urcușul acesta pe care îl vom continua cu postul Paștelui, ca să ajungem în săptămâna patimilor, care e momentul cel mai intens al perioadei acesteia, e bine, Vameșul, din pildă aceasta a Vameșului și a Fariseului, merge împreună cu Fariseul să se roage în templu, în biserica de astăzi. Și sunt acolo două atitudini antipodale. L-avem pe Vameș, care le spune pilda, departe stând în templu, adică neîndrăznit să se așeze, să ocupe locurile din frunte, smerit, da? Omul acesta nici măcar, ne spune Evanghelia, nici măcar nu îndrăznește să ridice ochii către cer. Și Ioana Părculescu, o autoră contemporană, după carte scoasă recent la Humanitas, spune metaforii foarte frumos, descriind atitudinea aceasta a Vameșului, zice, Vameșul nici măcar nu îndrăznește să ridice ochii către cer, ca în felul acesta să nu măzgălească, să nu murdărească cerul cu privirea lui. E bine, aceasta e modalitatea prin care noi oamenii trebuie să intrăm în perioada aceasta ca să putem să primim învierea și să găsim drumul acesta către mântuire. Pentru că oricâtă milă am face,
oricâtă credință am avea, oricât post am ține, dacă nu așezăm smerenia ca model al vieții noastre, nu putem să împlinim nimic în viața noastră. Și zice că smerenia aceasta pe care ne-o așează Biserica încă din prima săptămână a urcușului acestui al nostru, în pocăință, pentru că, în fapt, exercițiul acesta este al nostru, cel al pocăinței în perioada aceasta, e bine, smerenia aceasta, cumva, există în Patericul Egiptean o replică a unui părinte duhovnicit, avăisitor, care zice că smerenia trebuie să fie acceptarea și îngăduința omului de a nu auzi nimic rău despre cel de lângă el. Și răul acesta îl descrie avăisitor, zicând smerenia nu are ochi, nu are urechi și nu are gură. Adică nimic din cele rele pe care le vezi la cel din jurul tău, pe care le auzi la cel din jurul tău, sau prin care putea să-l vorbești pe cel de lângă tine, nu trebuie să le ai în relația cu cel de lângă tine. Și sigur că sunt atâtea modele de oameni, nu doar vamașul descris în pilda aceasta de smerenie, tot din Patericul îmi vine minte un model și un moment în care Ava Macarie, tot așa un părinte duhovnicit, povestește că la un moment dat se retrage într-un sat ca să-și împlinească mai bine canonul de pocăință. Simțea că acolo ispitele sunt mai puține. Și la un moment dat, acolo, în comunitatea aceea mică, o tânără femeie rămâne însărcinată și găsește de cuvință să nu-l vădească pe cel care era tatăl copilului și atunci, negăsind pe altcineva pe care să dea vina, spune că părintele Macarie este tatăl copilului. Și părintele nu neagă și nu te vedește în niciun moment lucrul acesta. Își asumă lucrul acesta, primește o cară din partea comunității, merge și ea alungat în comunitate, stă la marginea comunității 9 luni. Cât își împlinește femeia sarcina aceasta, dar femeia nu putea să nască. Și primește în vis, gând la Dumnezeu, nu vei naște până când nu vei recunoaște adevărul. Și atunci, ea trebuie să îi cheme pe oamenii de acolo din comunitate să le spună adevărul că nu Ava Macarie este tatăl copilului, ci un alt, un tânăr din localitate, ce era tatăl copilului. Și atunci toată comunitatea merge către Ava Macarie și îi cere iertare. Oamenii de acea comunitate, dându-și seama câtă smerenie în cadrul în omul acesta, câtă îngăduință în relația cu cei de lângă el, că deși primise atâta ocară și atâta o sândă din partea oamenilor, el n-a repostat în niciun fel, în niciun moment. Și atunci vedem prin atitudinea aceasta omului acestuia modelul pe care noi trebuie să-l avem în relația cu oameni. Pentru că atunci când avem împăcare cu noi, avem împăcare și cu semenii și cu Dumnezeu. E, dacă vreți, vine în minte un alt exemplu. E un film celebru care tot l-am văzut în ultimii ani. Tradus în românește Insula sau Ostrov în varianta originală. Și atunci, în Ostrov, ce se povestește? Povestește cu un călugăr, trăiește într-o mănăstire unde, deși toți ceilalți găseau cumva să se încălzească acolo în frigul acela din mănăstire, fiind într-o zonă foarte înghețată, el își asuma de fiecare dată ca să adormă noaptea acolo cu suferința aceasta. Și la un moment dat este întrebat de ce el, care chiar căra pentru ceilalți să se încălzească acolo, i-a ajutat, de ce tocmai el nu își asigură și el confortul acesta. Și atunci povestește că la un moment dat, în timpul războiului, un soldat german îi cere să îl omoare pe camaradul lui ca să-și salveze viața. Și face lucrul acesta. Și din momentul acela nu mai găsește niciun fel liniștea și ajunge în mănăstirea aceasta și își alege ca să-și ducă această suferință, spunând la un moment dat în timpul filmului, nu pot nici muri, nu pot nici trăi. Aflându-se așadar între două lumi, între moartea aceasta a sufletului lui, din clipa în care și-a omorât camaradul, dar prin suferință, căutând în felul acesta să primească
iertare din partea lui Dumnezeu și împăcare în felul acesta, așa cum spuneam, împăcare cu El, cu sine, cu oamenii din jur și cu Dumnezeu. Cam acesta ar fi chipul omului smerit pe care îl așează Biserica dintr-un început în perioada aceasta, pe care noi o ducem în bucurie către momentul Învierii și ca să ajungem cât mai aproape de cina cea de taină. După ce trecem prin alte chipuri a fiului ispitor, pe care îl avem tot în următoarea duminică, după cea a vameșului și a fariseului, sau în fecoșătoarei judecăți, când ni se spune că vom primi judecată cu toții din partea lui Dumnezeu, atât atunci când fiecare pleacă din lumea aceasta pământească, cât și la judecata universală, la cea de-a doua venire a Fiului Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos, și-a dat, avem iată chipuri de pocăință și modele cum trebuie să ne comportăm în viața aceasta. Avem duminica dinaintea începerii propriu-zis apostolului acestuia Paștele, avem duminica izgonirii lui Adam din rai. Și ne așează Dumnezeu și pe, și Biserica ne așează și pe Adam ca și chip pe care, la care trebuie să reflectăm, tocmai pentru faptul că, deși aveam tot ceea ce trebuia, deși le oferise oamenilor tot ceea ce le trebuia, inclusiv libertate, am zice, asemenea libertății lui Dumnezeu, un singur lucru aveau mai puțin decât Dumnezeu, acela al ascultării față de voința lui Dumnezeu. Și atunci Adam nu împlinește lucrul acesta și este aruncat din rai și din veșnicie și din clipa aceea omul trebuie să-și dobândească veșnicia. Dacă dintr-un început omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ne spun primele versete din Sfânta Scriptură de la crearea omului, după căderea aceasta în păcat, omul rămâne cu chipul lui Dumnezeu, dar tinde spre asemănare, își caută asemănarea aceasta. Și dacă vă îngăduiți, pentru că așa uităm puțin în sală, parcă văd mai multe doamne decât domn, să așez un lucru așa de bucurie puțin. Știți că minimal, de când eram copil, tot spuneam că din cauza femei omul și-a pierdut veșnicia. Și tot dăm vina pe ei, mă știți? Că ea cumva, știți, în momentul când ispitită de diavol, sub forma șarpelui, mănâncă din fructul oprit. Și tot auzeam, chiar și în familie, la cei mai în vârstă, că din cauza femei tot suportăm atâtea suferințe în viața noastră. Numai că lucrurile stau diferit. Pentru că dacă urmărim desfășurarea de Sfânta Scriptură de la crearea omului, Dumnezeu îl creează pe Adam. Tocmai de aceea și duminica se cheamă Duminica Izgonirii lui Adam din rai. Nu amintește și pe Eva. De ce? Pentru că Dumnezeu îl creează pe Adam. Și până să o creeze pe Eva, a cerea lui Adam, Doamne, fă-mi ajutor potrivit, dar până să o creeze pe Eva, Dumnezeu îi dă porunca aceasta lui Adam. Din toți pomii raiului poți să mănânci, doar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. Așadar, lui se adresează, el primește porunca aceasta. Apoi o creează pe Eva și Eva primește și ea porunca aceasta a lui Dumnezeu, dar indirect, de la Adam, nu din gura lui Dumnezeu. Și după ce la îndemnul diavolului mănâncă din fructul oprit, sigur, Eva căzut în prima în păcat, dar era cea vulnerabilă, am spus. Pentru că ea nu primise porunca de la Dumnezeu. Mănâncă amândoi din fructul oprit și după ce mănâncă amândoi din fructul oprit, când Dumnezeu ia dialogul cu ei, se adresează și iarăși la singular lui Adam. Pentru că el cu Adam vorbise. Adam, e unde ești? În felul acesta cerându-i socoteala lui Adam și spune Sfântul Maxim Mărturisitorul foarte frumos că Dumnezeu i-a fi iertat pe oameni pentru neascultarea aceasta lor, dacă Adam ar fi avut asumare. Pentru că ce face Adam? În timp în care cumva Dumnezeu îl întreabă de ce a comis neascultarea aceasta, el dă vina pe femeie sau chiar pe Dumnezeu și nici de cum își asumă ceea ce a făcut. Femeia pe care tu mi-ai dat-o, îi spune Adam pe Dumnezeu, ea m-a îndemnat să mănânc din pomul oprit. Și intrând apoi în postul Paștelui, postul mare, cum îl numim noi, am spune că postul acesta, iată, mai avem doar câteva zile din săptămâna mare, postul acesta al Paștelui trebuie să fie pentru noi toți nu doar o schimbare de mâncare. O găsim de multe ori doar în sens contabilicesc, așa, și o așezăm doar ca pe o
pe o schimbare de mâncare. Sigur că... Le ducem postul la o dietă. Și dacă este bine gândită, este o dietă extrem de plăcută, de savuroasă. Mare lumină, reținerea din înfrânarea pe care postul trebuie să o aibă și pe care noi trebuie cumva să o și simțim. Sigur, da. Sigur, nu, a nu înțelege că excludem postul alimentar, dar trebuie să înțelegem că postul, în esența lui, e o stare duhovnicească. Pentru că nu trebuie doar să ne înfrânăm de la anumite mâncări, ci trebuie să avem un post și cu simțurile noastre. Să avem un post al nejudecării celor de lângă noi. Să avem, așa cum am vorbit la smerenie, să avem un post al gândului bun în relația cu cel de lângă mine. Și atunci când postul acesta va fi așezat în mintea noastră și în trăirea noastră în felul acesta, atunci el își găsește deplină împlinire conform învățăturilor lui Dumnezeu. Pentru că ne și este explicat într-una dintre Evangheliile din postul Paștelui cum trebuie să postim. Și prima regulă e aceea iertării. Dacă veți ierta oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel Ceresc va ierta vouă greșelile voastre. Și sigur că atunci când greșim, trebuie să ne asumăm lucrul acesta, să înțelegem că greșeala nu putem să o anulăm sau să o ignorăm din firea noastră. Suntem oameni cu slăbiciuni, ci trebuie doar să căutăm și să înțelegem cum putem să neutralizăm greșeala din viața noastră prin iertare. Și mai ar fi ceva, oamenii trebuie să înțeleagă și să nu fie supărați atunci când nu pot ierta. Audem foarte multe ori lucrul acesta, că e atât de grea greșeala celui de lângă mine, încât nu o pot ierta. Sigur, poate că pe moment nu o putem ierta, dar trebuie să facem exercițiul acesta de a încerca să iertăm și prin alte metode decât cele pe care le-am tot auzit la alții. Să încercăm și alt fel, și altă modalitate de a găsi o trăire în noi și un simțământ al nostru prin care putem să-L iertăm pe cel de lângă noi, să-i iertăm celui de lângă noi păcatele pe care le-am dreptat către mine sau către societatea în care trăiesc. Apoi, tot aceeași Evanghelie, un alt loc în care mi se vorbește foarte frumos și mi se arată cum trebuie să fie postirea noastră, mi se spune că postiți, nu fiți ca fățarnici, ei își smolesc ființele, arătându-se astfel oamenilor că postesc. Și zice, ne spune Evanghelia, tu ungeți capul tău și spală și fața ta o spală. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că atunci când postim, ne lămurește unul dintre Sfinții Părinți. Când ni se cere să ne ungem capul nostru, înseamnă că trebuie să avem mintea strălucirii Harului Dumnezeu. Adică să ajungem să gândim ceea ce Dumnezeu gândește relația cu omul. Și atunci când ni se cere să ne spunăm fața noastră, ni se spune să ne curățăm viața noastră. Și ne mai dă Mântuitorul încă o regulă, ne mai arată cum trebuie să postim. Ne spune Mântuitorul, atunci când postești, du-te în cămara ta. Pentru că postul mai degrabă e o interioritate. E un exercițiu pe care trebuie să-l facem cu noi. Și dacă în perioada aceasta postului avem simțământul acesta că oarecum suntem triști, trebuie să fim triști doar în relație cu noi. În interioritățile acestea noastre, atunci când ne ducem și ne examinăm pe noi și ne vedem greșelile noastre și nu trebuie să fie un post al suferinței în relație cu ceilalți. Și de ce spune Mântuitorul, te încămara ta? Pentru că Fecitul Augustin, târguind pasajul acesta din Sfânta Scriptură, spune că această cămara ta pe care ne recomandă Mântuitorul este inima noastră. Du-te în inima ta, analizează-te pe tine, vezi ceea ce ai făcut rău tu în relația cu semenii și cu Dumnezeu și corectându-ți lucrurile acestea, atunci poți să ajungi în comunie cu Dumnezeu. Iată, cam acesta este cumva programul postirii noastre, ca să ajungem la bucuria învierii. Și dacă, ca să încheiem cumva și legătura aceasta cu postul, trebuie să înțelegem că postul acesta, pentru că avem așezat în mijlocul lui Sfânta Cruce, în mijlocul postului avem Duminica Crucii și suntem întrebați
când este în mijlocul postului, câtă vreme are 7 săptămâni cu săptămâna patimilor. Dar ne spun Sfinții Părinți că până la sâmbăta lui Lazar, sâmbăta care tocmai a trecut, înaintea floriilor, până la sâmbăta lui Lazar, este postul nostru al oamenilor. E felul în care noi suferim, ne asumăm suferința aceasta, exercițiul acesta al postului, ca să putem să primim măreția săptămânii patimilor, cea în care ne aflăm și mai ales a învierii. Sigur că și săptămâna patimilor este tot un post al nostru, dar e o postire pentru ceea ce va urma, pentru că noi știm ce va urma. Că avem răstignirea Mântuitorului Hristos, care răstignire ne duce către înviere, către răscumpărare. Pentru că omul căzând prin păcat, și aminteați despre păcatul original, omul căzând în păcat până la această răscumpărare a Mântuitorului Hristos, venită prin întrupare, prin pat, prin înviere, prin toate actele acestea răscumpărătoare, toate acestea îl duc și repun omul în legătură cu Dumnezeu și oferă omului veșnicie. Și apoi, trecând peste perioada aceasta a postului, ajungem în zilele pe care tocmai le-am parcurs. Aminteam de sâmbăta lui Lazar și de duminica florilor. Sunt așezate 2 zile consecutive. Și biserica le-a așezat atât de frumos una lângă cealaltă, pentru că ar zice că sâmbăta lui Lazar și cu duminica florilor, și voi încerca puțin să îl lămuresc, sunt un paște mic, îl mai numesc unul dintre teologi. De ce? Să înțelegem momentele acestea. Mântuitorul vine în Betania, unde se afla prietenul lui, Lazar. Chiar era un prieten bun al lui. Fusese în Ierusalim, auzise deja că fariseii și cărturarii, pentru că le spune Sfântul Evanghelist Luca, la un moment dat Sfântul Evanghelist Luca, dintre cei 4 evangheliști, e cel care oferă cele mai multe amănunte. De ce? Pentru că el a stat foarte mult în preajma Fecioarei Maria, a Maicii Domnului, și a primit multe dintre informații direct de la Maica Domnului. Și atunci ce ne spune Sfântul Evanghelist Luca? Că Mântuitorul Hristos fusese în Ierusalim, înainte de momentul acesta al învierii Lazar. Văzuse că fariseii și cărturarii tot căutau motiv să-l prindă, ca să-l răstignească și în felul acesta să moară. Și negăsind un motiv, el pleacă, nefiind încă vreme ca el să fie răstignit, pleacă, merge la locul unde se afla la vreme de, la distanță de vreo 2 zile de mers pe jos, unde boteza Ioan, botezătorul. Și acolo primește vestea că Lazar, prietenul lui, este foarte bolnav. Și întârzi, rămâne acolo alte câteva zile și, întorcându-se spre Betania, spre locul unde se afla Lazar, îl găsește pe acesta mort de 4 zile. Așadar, era un om care murise de 4 zile. Și cu toate acestea, merge la mormântul lui Lazar și îl înghiază pe Lazar. Lazar vine afară. Îi cere Mântuitorul Hristos ca Fiul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu care are puterea aceasta de a vindeca și de a învia. Nu era prima înviere. Mai avem învierea fiicei lui Iair, mai avem învierea tânărului din Nain și învierea aceasta lui Lazar. Sunt înviere, descrie foarte frumos mitropolitul Bartolomeu Anania, ca reveniri în comparație cu învierea Mântuitorului, care e o devenire. Face distinția aceasta foarte frumos, Bartolomeu Anania, între revenire și devenire. Adică Lazar, fiica lui Iair, tânărul din Nain, au revenit în trupurile lor pe care le-au primit dintr-un început în viața aceasta pământească. Pe când atunci când Mântuitorul Iisus Hristos înviază din morți, vedem că trupul lui e un trup duhovnicit, pentru că acel trup e cel care merge pe drumul spre Emaus cu ucenicii și la un moment dat, după ce parcurge drumul îndelungat, dispare. Sau e același trup care trece prin ușile încuiate și se arată apostolilor, mai ales lui Toma, cel care avea necredința că nu e Mântuitorul Iisus Hristos cel înviat. Și învierea aceasta lui Lazar, în fapt, este un orizont al speranței pentru noi toți. Spune Sfântul Ambrozie al Milanului despre învierea aceasta lui Lazar, că prin ea Mântuitorul Iisus Hristos oferă credință tuturor celor care
am crezut în pierea aceasta lui Lazar. Tuturor lanzărilor îi numește Sfântul Ambrozie al Milanului și prin ei, acești lanzări, suntem noi toți, care în felul acesta căpătăm credința aceasta că există o înviere universală. Și acolo, la învierea lui Lazar, mai există un moment foarte important până ajunge la Florin. După ce îl înviază pe Lazar, ajunge în casa lui, în moment de bucurie. Și acolo, în casa lui Lazar, Lazar fiind la masă, o avem pe Marta și pe Maria, le avem pe Marta și Maria, surorile lui Lazar. Și pe apostoli și cei care se mai aflau la masă, Marta era cea care îngrijea atât de mult acolo ca să fie totul în belșug pe masă. Pe când Maria e cea care se așează la picioarele Mântuitorului și îi unge picioarele cu mir de nard, un mir de mare preț. Știm că nardul era o esență orientală, da? De mare preț și varsă o litră de mir pe picioarele Mântuitorului și mai mult într-un gest prin care își arată pocăință de plină, femeia aceasta șterge picioarele Mântuitorului cu părul capului ei. Dar în timp aceea, acolo, în locul acela, aflându-se și apostolii, Iuda, unul dintre apostoli, găsește de cuvință să încerce pe Mântuitorul și oarecum să arate câtă grijă are el față de oamenii săraci, pentru că își pune întrebarea și pune întrebarea încât să îl iscodească pe Mântuitorul și să certe, așa cum spuneam, ce oare nu se cuvenea ca mirul acela de nard pe care femeia aceasta l-a vărsat și care valora 300 de dinari, o sumă foarte importantă la momentul acela, să fie dat săracilor. Dar în fapt, Iuda fusese așezat în slujba banilor. El, dintre Sfinții Apostoli, era cel care avea grijă de punga aceasta, de avutul acesta și el cumva arăta mincinos, fariseic, că are această grijă, dar de fapt, ne spun Sfinții Părinți dâlcuind momentul acesta, dialogul acesta, că de fapt el era fur și pe lângă faptul că avea grijă de punga aceasta, lua și pentru el. Și mai mult, Sfântul Teofilat al Bulgariei, un sfânt contemporan care tâlcuiește momentul acesta, ne spune frumos că Mântuitorul știa ceea ce gândea Iuda. Numai că l-a îngăduit, așa cum ne îngăduie și pe noi și așa cum îngăduie pe unii dintre oameni care au aceste atitudini, sperând că ei se vor îndrepta. Dar revenim puțin la slujba aceasta care a fost atribuită lui Iuda, dintre cei 12 apostoli, el a fost cel care a fost ales să aibă slujba banilor. Ceilalți aveau slujirea învățăturii. Și ce înțelegem din lucrul acesta? Că deși el, așa cum îl explică foarte frumos Amos Oz, un teolog contemporan, era singurul, un autor contemporan mai degrabă Amos Oz, era singurul care, Iuda dintre apostoli, care era învățat. Era singurul care nu era din Galileea, era din Iudeia, era singurul care cunoștea Tora, adică Pentateucul, primele 5 cărți ale Sfintei Scripturi, cele scrise de Moise, da? E bine, deși Iuda pare la prima vedere cumva mult peste ceilalți apostoli și primește slujba aceasta a banilor, iar ceilalți 11 pe cea a învățăturii, Mântuitorul ne arată ceva prin alegerea aceasta, că slujba banilor este cu valoarea mult mai mică decât a celor care primesc slujba învățăturii. E mult mai important să fii învățător, să înveți pe ceilalți, să înveți pe ceilalți lucrurile bune din lumea aceasta, nu doar să fii un învățător al Cuvântului Dumnezeu, ci al învățării celor bune. Diferența dintre spirit și literă în cele din urmă, dintre conștientitatea și o bună plasare a folosul celorlalți care nu este contat la niciun caz. Aș vrea, păstrăm acest episod al Florilor, aș vrea totuși să îndreptăm discuția dintr-un punct pe care l-ați inițiat, acel al chipurilor, pentru că în această ultimă perioadă sunt numeroase chipuri, gesturi,
Sunt și câteva expresii și câteva fraze memorabile, dar toate aceste lucruri se scriu cumva în memoria noastră cu litere de foc. Ce se spune acum, gesturile care sunt făcute, toate cântăresc mai mult decât într-o simplă narațiune, decât într-o desfășurare de eveniment, oricât de dramatic ar fi ea. Ele se încarcă cu o semnificație care depășește elementul acesta anecdotic. Este înălțat anecdoticul la această putere a transcendenței. Aproape tot ce se face, tot ce se spune, are o greutate, ce puțin mie mi se pare, poate greșesc, extraordinară în spatele ei. Iar unul dintre toată această perioadă e însoțită de paradoxul și aș porni de la chipuri, dar nu dintr-un punct teologic, ci mai degrabă dintr-o reprezentare artistică, un tablou al lui Hieronymus Bosch, Purtarea Crucii, 1501, care are relevanță în modul următor. Avem pe Iisus care își poartă crucea, este un chip privit, este un chip cu ochii închiși, interiorizând suferința, și cu excepția Sfintei Veronica, care apare iarăși ca o figură individualizată într-o mare de chipuri, nu avem decât chipuri schimonosite, grotești, deformate, rângete, danturi pronunțate, priviri viclene, aruncături, uitături. Ce s-a întâmplat cu toată această umanitate care apărea atât de luminoasă și care, pentru a reveni la episodul pe care trebuie să-l comentați, cel al floriilor, al întregului Iisus în Ierusalim, ce s-a întâmplat dintr-o dată, câteva zile, cu această umanitate care în mod luminos și cu speranță primea pe Mântuitor în Ierusalim? Cum e cu putință ca ea să se schimbe și să avem o altă față, nu cea din tablou, dar știu că avem o față, nu vedem acele chipuri, dar avem pronunțat un sentiment al urii și al acuzării, care se reliefează în câteva momente extrem de importante, iar unul dintre câteva dintre ele sunt cu adevărat îngrozitoare. Și aici, din nou, chipul are o pondere, chiar dacă nu este un chip zugrăvit cu penelul. Mă refer atunci când Iisus și Baraba sunt aduși în fața mulțimii și mulțimea Pilat, încercând într-un anumit sens o ultimă cale de a-l salva pe Mântuitor, simțind că ceea ce se întâmplă este și după o etică romană chiar și după severitatea umanitară, că este ceva injust, încearcă să ofere doi oameni care se înfățișează, au o înfățișare fața mulțimii. Nu știm cum arată Barabas. Știm că este un ticălos, este un om josnic. Mel Gibson, în filmul Pasiunile, Pătrile Patrimonii Hristos, se înfățișează. Ideea această înfățișare, evident, este una posibilă a unui individ grotesc. Un ticălos care a acceptat de mulțime. Este atât de păcătos, este un păcătos cu care toți sunt familiar. Nu e. Celălalt este un chip al suferinței extreme, care îmi imaginez că ar fi trebuit și iradia ceva cu totul special. Și totuși mulțimea îl alege pe Barabas. Și mulțimea, aceeași mulțimea care îl îndeplinea, se spune, răstignește. Da? Și asumă povara acestei vărsări de sânge, ceea ce este un fapt iarăși înspăimântător. Ignoranța este drept, dar cu toate acestea înspăimântător. Ce s-a întâmplat cu această mulțime, cu aceste... Îmi pot imagina acele chipuri puși la Imanian Bosch, schimonosite de ură, de dispreț, de acuză. Poate că printre ele se află și printre... Poate se află ascunși apostolii, dar glasul în mod cer nu se audă. Chipul lor probabil în mulțime se pierde. Avem toată această masă turba, cum îi spuneau romanii, acele masă de adunătură. Ce s-a întâmplat cu această omenire câteva zile? Cum e posibil ca ea să schimbe chipul de la lumină la un grotesc atroce? Așa că mie, în timp ce amintesc de
tabloul acela, de pictura aceea, mi-am adus aminte că Andrei Marlow povestea la un moment dat că Dostoevski avea în birou lui, acolo unde și-a scris multe dintre romane, două tablouri. Unul într-o chipa pe el în adolescență, în tinerețe, iar celălalt era icoana Învierii lui Lazar. Și zice Marlow, pentru că știm cu toții că Marlow era Marcellus, romanele lui și-a luat câte un model din Sfânta Scriptură. Zice Marlow, poate de aceea Dostoevski a înțeles atât de bine sufletul uman. Ne amintesc, de exemplu, un crimă și vedeam să că tot am vorbit de Învierea lui Lazar, cea pe care o avea Dostoevski în biroul lui. Crimă și vedeam să paradigmatic are tocmai Învierea lui Lazar, cea pe care o descrie doar Sfântul Evanghelist Luca, doar Sfântul Evanghelist Ioan, cel care este Evanghelistul Luminii, așa cum numim în teologie. Și de ce e paradigmatic tocmai Învierea lui Lazar în crimă și vedeam să... Știm cu toții că Raskolnikov, că era un nihilist, individualist, se considera un om superior, mai mase, da, oamenilor. Și atunci ajunge să creadă că el nu trebuie să împlinească regulile, să respecte regulile acestea umane. Și ucide pe cămătărea sa aceea și pe sora ei, sora acesteia. Și deși săvârșește crima aceasta, crezând la momentul acela că nimic nu se poate întâmpla, totuși dintr-o dată conștiința lui devine tulbure. Și nu-și găsește liniștea decât atunci când Sonia Marmeladu, o prietenă lui, care în fapt, de ce e important în Învierea lui Lazar, închipează Sonia, închipează pe surorile lui Lazar, pe Marta și pe Maria, în romanul acesta. Sonia e cea care cere să se elibereze de povara aceasta și să-și mărturisească păcatul. Și face lucrul acesta Raskolnikov, mergând împreună cu Sonia, închisoarea aceea siberiană, dar ce e frumos e că la un moment dat, deși acolo, în închisoare, în suferință, Raskolnikov într-o seară, pentru că aminte de roman, stătea sub cerul liber și mărturisește celor din jurul lui, ce frumos, Doamne, ce frumos, pentru că se simțea liber. Dintr-o dată era eliberat de povara aceasta a păcatului și libertatea aceasta pe care Dumnezeu a dăruit-o oamenilor e cea care ne oferă nouă, dacă vreți, printr-un termen, la modă contemporan, confortul acesta a vieții noastre. Pentru că ne explică foarte frumos Sfântul Apostol Pavel că omul nu-și mai găsește odihnă. De foarte multe ori auzim lucrul acesta, sunt atât de obosit, nu mai am odihnă atât cât îmi trebuie. Se termină câte o zi și simt că sunt foarte ostenit. Dar odihna aceasta pe care noi tot o clamăm și o căutăm și nu o avem, provine nu doar din efortul nostru fizic, ci mai ales din efortul nostru psihic. Și câtă vreme, în relația cu cei din jurul nostru, noi nu stăm în libertatea pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o. Nu avem libertatea bună în relația cu cei de lângă noi, atunci nu vom avea nici odihnă în Dumnezeu. Și plecând de la momentul acesta al Învierii lui Lazar, ajungând la intrarea în Ierusalim a Mântuitorului, la Florin și la mulțimea despre care vă întrebați și mă întrebați de ce mulțimea aceasta reacționează diferit. Acolo, la intrarea în Ierusalim, Mântuitorul este întâmpinat ca un împărat. Mulțimea aceea, culoata aceea orientală, îl primește în bucurie, strigându-i Osana, e un cuvânt din limba ebraică care înseamnă mântuiește. Osana, bine este cuvântat, cel ce vine într-un numele Domnului. Cel ce vine într-un numele Domnului e chiar Iisus Hristos. Așadar, mulțimea aceasta primește în bucurie. De ce? Pentru că îl văzuseră pe Lazar înviat. Și atunci aveau dintr-o dată bucuria aceasta și se gândeau că la rândul lor puteau fi Lazar înviați. Și mai mult decât atât, ei, aflându-se sub stăpânire romană, gândeau că acesta și-l doresc ca împărat al lor, deși Mântuitorul i-a avertizat de multe ori că împărăția lui nu este din lumea aceasta. Și atunci ei și-l doreau ca împărat al lor și de aceea îl clamau și îl primeau în bucuria aceasta la intrare în Ierusalim. Dar ne spune tot Sfântul Evanghelist Luca, descrie în momentul că
apropiindu-se de Ierusalim între Betania, acolo unde era Via pe Lazar și Ierusalim, sunt 2 km, o distanță foarte mică. Și pe drumul acesta, Mântuitorul se oprește la un moment dat și plânge. Lăcrimează. În câteva zile, Mântuitorul lăcrimează de 2 ori. O dată la mormântul lui Lazar, și ne spune foarte frumos Sfântul Maxim Mărturisitorul că a lăcrimat pentru toată suferința umană acolo la mormântul lui Lazar. Iar la intrarea în Ierusalim lăcrimează știind că locuitorii orașului acestuia, ca să vă răspund la întrebare, vor fi nestatornici. Păcatul lor cel mare e acela al nestatornicii, așa cum există și astăzi. Spunem astăzi un lucru, convenim astăzi un lucru și nu rămânem în statonicia vorbelor noastre, a cuvintelor noastre, a ceea ce hotărâm în relația cu semenul nostru sau în relația cu Dumnezeu. Și aceiași oameni care în Duminica Florilor îl aclamau, îi așezau înainte hainele lor, spune foarte frumos Părintele Petron Tănase, apropo de hainele așezate în fața Mântuitorului, atunci când Mântuitorul intră călare pe mânt de Asin, e un simbol al păcii, mânțul acela de Asin, dar calul e un simbol al triumfului, era un simbol al triumfului, mânțul de Asin era un simbol al păcii. Și sigur că era și împlinirea unei prorocii, cu 700 de ani înainte, prorocul Zaharia le spunea oamenilor de atunci că va intra împăratul slavei călare pe mânt, pe mânt de Asin. Și iată că la momentul întâlnirii Mântuitorului în Ierusalim se împlinește prorocia aceasta și se mai împlinește o prorocie, aceea că din gura copiilor vei primi slavă, se spune într-un moment de prorocii, ceea ce se certifică în momentul acesta al intrării în Ierusalim, pentru că Mântuitorul este întâmpinat și de copii, cei care îi strigă la rândul lor Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Și vă spuneam că Părintele Petronio Tănase analizează momentul în care oamenii așează în fața Mântuitorului hainele lor. Și ne explică foarte frumos de ce. Până am citit pasajul acesta și explicația aceasta, nu aveam nici o explicație. Zice, poate că oamenii nu și-au dat seama, dar era gândul lui Dumnezeu așezat în atitudinea lor. Zice, oamenii care atuseseră la rușine și când se îmbrăca, cam i-am dezvoltat puțin pe Adam și Eva, că erau coielari. Dar după ce au căzut în păcat, au simțit nevoia să se îmbrace, să se rușineze. Așadar, acum la intrarea în Ierusalim, oamenii aceștia primiseră din nou bucuria și erau în comuniunea cu Dumnezeu de plină și așteptau hainele acestea, pentru că ei nu mai simțeau coliciunea lor. Erau ca și îngeri, ca și copii, cei care reclamau pe Mântuitorul. Și Mântuitorul mai face un lucru la intrarea în Ierusalim. Acolo el, în tristețea lui, în plânsul lui, pentru ceea ce urma să se întâmple cu atitudinea oamenilor din cetatea aceasta Ierusalimului, în clipa în care farisei și cărturarii, nemai suportând să vadă atâta bucurie care îl conjoară pe omul acesta, pentru că îl priveau ca un om, îi cer Mântuitorului să le spună ucenicilor și copiilor să tacă. Și dacă în multe alte momente Mântuitorul să săvârșim minuni, chiar și la mierea Ficei lui Iair, că am amintit de momentul acesta, după ce înviază pe Fica lui Iair în casa lui Iair, le cere celor prezenți să nu spună nimănui nimic. Merge în ținutul gadarenilor sau gherghesenilor și vindecă pe îndrăgitul acela care îi cere Mântuitorul să urmeze și îi cere să rămână acolo. Și sunt multe alte cazuri în care Mântuitorul îi cere celor prezenți să nu spună despre minunile lui, să nu iasă în față, să n-aibă un exhibiționist duhovnicesc din acesta, da? De data aceasta, Mântuitorul le spune, nu le cere niciun fel să tacă. Le spune a fariseilor, dacă ei vor tăcea și pietrele vor vorbi. Și Mântuitorul intră în Ierusalim oarecum trist. Unul dintre Sfinții Părinți spune, toată lumea era bucuroasă, un singur om era trist. Pentru că lumea aceasta, lumea care l-a aclamat în Duminica Florilor, în 4 zile, ca să ajungem în Joia Mare, e cea care, atunci când este pusă în fața alegerii între Baraba, un rău făcător, și Mântuitorul Iisus Hristos, un om în care nu se găsise vină, dar care fusese acuzat pentru lucruri nedrepte, aceeași mulțime nestatornică ajunge să-L trimită pe Mântuitorul Iisus Hristos către răstignire.
Și ajungem la momentul acesta al alegerii oamenilor, aș vrea să, cu permisiunea dumneavoastră, să ne gândim că zilele acestea, până în Joia Mare, sunt zile de pregătire, de veche, dacă vreți. Spunem, folosim cuvântul denie foarte mult în perioada aceasta. Avem deniile la care mergem în bucurie în fiecare seară. Denie înseamnă priveghere, o stare de veche pe care o avem fiecare dintre noi. Ne pregătim pentru a primi patimile și noi știm că patimile acestea vor fi urmate de înviere și le primim în bucurie. Nu le primim în tristețe, pentru că învierea și trăirea momentului acestuia al învierii însemnifică garanția vieții veșnice pentru noi. Și avem chipuri așezate în zilele acestea, în Lunea Mare, în Marțea Sfântă, Lunea Sfântă, în Marțea Sfântă, în Miercurea Sfântă. Ba chiar aș vrea să mai lămurim un lucru, numim săptămâna aceasta Săptămâna Mare. Și ne-am întrebat de ce e Săptămâna Mare, până de faptul cum numim Săptămâna Patimilor. Nu e mare cronologic, nu e mai mare decât niciodată săptămână, e la fel de mare. Dar ea e mare prin măreția faptelor care se întâmplă în interiorul ei. Și ajungând la colindra aceea ce de taină, Mântuitorul merge să cineze împreună cu ucenicii. Și acolo la cina cea de taină, până la momentul în care va institui taina Sfintei Împărtășanii, cea mai importantă dintre Sfintele taine. Pentru că, zice Evgeni Vodolatski, că l-am amintit pe Dostoievski, pe Vodolatski, majoritatea criticilor literari îl consideră un Dostoievski contemporan. În Laurul, un roman foarte cunoscut și care dezvoltă tot tema religioasă, zice Vodolatski, vorbind despre Sfânta Împărtășanie, în Sfântul Potir este elixirul nemuririi și îl ajunge pentru toți, pentru întreaga omenire. Dacă vom avea timp, poate vom zăvoi două fraze și despre acest roman. Dar la cina cea de taină, acolo unde am încercat și l-am zugrăvit puțin pe Iuda, Mântuitorul are un dialog cu el. Îi spune știind că deja Iuda îl vântuse în fața arhiereilor. Mersese de bună voie, se învoise cu arhierei să-l dea pe Mântuitorul mâinile lor. Mântuitorul știa lucrul acesta, ceilalți ucenici și apostoli nu știau lucrul acesta. Se așează la cina cea de taină, în foișorul pregătit, așa cum îi îndeau pe apostol să meargă și să vorbească cu cel unde era pregătit foișorul. Se așează la cina cea de taină și acolo le spune tuturor celor prezenți că unul dintre voi, voi prietenilor, voi cei mai apropiați ai mei, unul dintre voi mă va vinde. Și atunci toți sunt surprinși. Dar Iuda nici în momentul acela nu are o trezire în el, o trezire spirituală, pentru că dacă găsim puțin timp, vom analiza și faptul că Petru, un altul dintre apostoli, găsește la un moment dat să se lepede de Mântuitorul, numai că sunt două atitudini absolut diferite, aș vrea să spun. Vom analiza cumva și atitudinea lui Petru. Și acolo, în dialogul pe care Mântuitorul are cu Iuda, Iuda, în clipa în care este atenționat că unul dintre voi nu va vinde și el știa ceea ce el deja făcuse în relația cu arhierei, îl întreabă Mântuitorul, oare nu cumva sunt eu acel învățător? Și Mântuitorul răspunde, tu ai zis. Nu eu am zis omul acesta. Și pentru că ucenicii nu știau și nici nu înțelegeau nimic din dialogul acesta, Mântuitorul continuă și spune, celui căruia îi voi da împucătura pe care eu voi întinde în plin, acela este cel care mă va vinde. Și face gestul acesta și o întinde lui Iuda și după ce o primește Iuda, iese în miezul nopții și pleacă din locul acela. Zice, unul dintre Sfinți Părinți a plecat în noaptea vieții lui. Pentru că el de acolo pleacă la arhierei și la cărturari și le spune unde va merge Mântuitorul și în felul acesta se întâmplă toate celelalte etape ale vinderii și prinderii Mântuitorului Hristos. Să ne oprim puțin la acest episod care este tulburător și să-l corelăm cu un altul care a devenit iconic în toată pictura inspirată de
De acest moment, cel al sărutului dat Mântuitorului. Este celălalt moment pe care îl găsim, spre exemplu, în Evanghelia lui Luca. Și nu găsim la toți evangheliști, depinde, la Ioan nu găsim. La Ioan, cumva, Iuda indică, nu știu precis cum îl desemnează, dar pe sine Iisus spune, eu sunt Iisus, trebuie să-i convingă pe ceilalți, pe soldați, ca ei să nu îi bruscheze, să nu îi violenteze pe apostoli, să nu înceapă o căutare din asta, o greceală. Da? Din stat se oferă pe sine. Dar avem acest episod care este terifiant din punctul meu de vedere, pentru că Iuda alege un mijloc de recunoaștere. Acest mijloc de recunoaștere a lui foarte bun, foarte simplu. Indicarea lui, iată, acesta este. Da? A fi fost cumva firesc, la îndemână. Mai că Iuda alege ceva care are în sine o semnificație în plus. Alege gestul de trădare, gestul indicării, alege să fie un semn, un simbol al dragostei, sărutul. Și Iisus îi spune, cu o tristețe pe care o putem bănui, iar Iisus i-a zis, Iuda, cu sărutul, cu sărutare, vin tu pe Fiul omului. Deci avem avertismentul dat la cina cea de taină. Avem gestul acesta prin care duminicatul luminat este, în care este devoarea de trădare. Și Iisus îl arată pe Iuda și celorlalți, care nu înțeleg, probabil că nu înțeleg foarte bine și de neînchipuit ce vrea să facă Iuda. Iuda știe în momentul ăla, nu mai e niciun ascunziș față de ceilalți și totuși insistă, merge pe această cale și alege un lucru, să facă un lucru îngrozitor. Poate trădarea n-ar fi, sau trădarea este îngrozitoare și așa, dar este cu atât mai înfiorătoare cu cât gestul prin care îl semnifică, prin care arată, este un gest al dragostei. Deci trădarea, Iuda alege o inversiune malefică totală, aceea de a exprima printr-un gest al dragostei, trădarea, prin limbajul dragostei trădarea. Și trebuie să fie o mișcare, o atenție, o cădere atât de mare în Iuda și poate gestul în sine are toată semnificația unei posesii de monice, pentru a face exact lucrul ăsta, prin dragoste, să își exprime sau să găsească în expresia dragostei un camuflaj a ceea ce este mai solid și mai îngrozitor. Iar această imagine mai are o continuare. La fel de terifiată, din punctul meu de vedere, într-una dintre evanghelii, în momentul în care Iuda are rămâșcări, este în mod clar bântuit de demoni și hotărăște să se sinucide, spânzurându-se. Iar există un detaliu în câteva evanghelii și el a fost din nou preluat, transformat în icon. Burta lui Iuda se sparge, stomacul se viscerează, nu știu cum, se desface și mațele îi cad din burta. Nu e suficient spânzurarea, care este o expresie a damnării, dar sinuciderea, există și această imagine de un grotesc înfiorător, cel care ține punga deșartă barele stomacului și din el curbuturoasă mațele. Da? Iarăși o imagine emblematică totală, descalificări, eviscerări sufletești, nu numai, și fizice al lui. Da? În chestiunea aceasta e, într-adevăr, stăruie o întrebare privitoare la acest personaj.
În mod evident, nu este, adică, din punctul meu de vedere, nu sunt, sunt două chestiuni aici. E de presupus că Iuda își imaginează că va obține un profit, poate că există o răzbunare într-un anume sens. Motivația lui este, este greu de definit, dar în opinia mea, cred că un lucru care îl determină pe Iuda să acționeze dincolo de arhirofilie, pentru că suma pe care o primește o sumă totuși de izorie, este o sumă mare, nu sunt 300 de dinari, sunt 30 de arginți, că dincolo, în spatele gestului acestui mercantil, se mai află ceva. Iuda nu poate suporta dragostea pe care o poartă întâmplător. Este, nu poate îngădui. Nu, este ceva ce îl depășește, îl pune în curcătură, îi scoate în evidență ceva, micina, nici un orgoliu, da, da, poate, acelui care vrea să fie cumva stăpân pe toate, să stea departe și de afecte și de oameni, să controleze prin bani și prin, prin această falsă stăpânire de sine, să controleze, să nu aibă afect omul. Și dacă observăm în ziua de astăzi, așa cum este prezentat de multe ficțiuni, omul puternic este omul lipsit de afect. Cel care, nu doar că și le domnul, care reușește chiar să le evacueze, da? Sau să păstreze un gram atât cât să mai scripească în el ceva, dar în rest păstrând o raționalitate rece și o detașare de tot ce este omenesc. Și în felul ăsta revenind o putere asupra celorlalți. Iarăși din punctul meu de vedere, acest fapt este tulburător. Cred că Iuda nu și-a imaginat care sunt consecințele gestului său. Adică, probabil că s-a gândit că va fi, Iisus va fi prins, va fi judecat, va primi o condamnare, va primi o pedeapsă. Și atât, va fi aruncat eventual. Adică, și aici e un lucru important pe care îl aduce cu sine trădarea și pe care îl vedem reluat și în alte națiuni importante. Faptul că de la un... că niciodată nu putem anticipa consecințele unui astfel de gest și că ne trezim în, poate în, chiar lucruri puse în slujba binelui aparent, dar care sunt bine este, are ca fundament o crimă. Generează după aceea o rostogolire de evenimente cumplite care nu mai pot fi nu mai pot fi conținute, nu mai pot fi. Prima intenție a fost bună, planul consider că duce la o ordine, dar de fapt în gestul trădării este generator de dezordine totală, pentru că s-a servit de un fapt cumplit. Cred că lumea nu-și imaginează că Iisus va fi răstignit și când vede consecințele, merge. Da? Este, e momentul terifiant al unei înțelegeri, dar nu de plină actului său, cât de cumplit este acest act. Și de fapt că s-a pus în slujba unor criminali, nu doar al unor adversari de moment accidental, de circunstanță. Care e motivația lui, dar, de fapt? Au teologie o explicație, dincolo de acest element al arhirofiliei, care mie mi se pare că nu explică, nu le explică suficient pe Iuda. Bun. În timp ce vorbesc, mă amintesc multe, apropo de alegerea pe care a făcut-o Iuda, pentru că, până la urmă, e o alegere a lui aceea de a îl vinde pe Mântuitorul Arhiereilor, zice Matthew, scriitor contemporan, că orice alegere a omului în viața aceasta are o scriere, cred că se cheamă Biblioteca de la Miezul Nopții, ceva ca mine, ce orice alegere a omului în viața aceasta îi schimbă parcursul. Facem mii de alegeri în viața aceasta, pământească fiecare dintre noi și fiecare alegere de aceasta, fiecare alegere a faptelor noastre sau fiecare alegere a prietenilor pe care le legăm, poate să ne ducă pe drumul cel bun sau nu.
Și descrie acolo, poate fi un personaj pe Nora, care ajunsese la o vârstă la care considera că din cauza alegerilor ei, viața ei pământească putea să arate altfel. Dar sigur că teologia și în cazul acesta are un răspuns foarte frumos. E paradigmatic tâlharul de pe cruce, cel care își asumă suferința și îl recunoaște de Mântuitorul. Pentru că poți face multe alegeri greșite în viață, dar poți să ai o alegere de geniu la un moment dat, prin care poți îndrepta multe dintre alegerile tale. Nu a fost cazul lui Iuda. Și, dar revenind la Iuda și la sărutul pe care îl dă, sigur că toată săptămâna aceasta a patimilor nu e doar aceea care ne este descrisă și ne duce către învierea Mântuitorului, ci ne sunt descriși și oamenii aceștia asemenea lui Iuda. Oamenilor falși, oamenilor mincinoși, plecăm cu Iuda, iată, din Duminica Florilor, de acolo, din casa lui Lazar, și tot mergem cu el și cu faptele lui în toată săptămâna aceasta. Și ce ne arată? Că sunt atât de mulți oameni asemenea lui în viața aceasta, care prin faptele lor, deși uneori stau în prietenie cu noi, ne arată că sunt prietenii noștri, ei de fapt ne vând. Își urmăresc doar propriul interes. Și spuneați că credeți că e mai mult decât arhiofilie la Iuda. Bartolomeu Anania, că tot l-am amintit, zice că în ramul de bază al lui Iuda este cel al lăcomiei. Dar totodată sunt mulți teologi și mulți dintre părinți care analizează și faptul acesta pe care îl descrie, am vorbit și despre Dostoievski, despre unul dintre romanii lui, în Demonii. Zice la un moment dat în confesiunea lui Stavrogin cu episcopul Tihon, Stavrogin zice, eu nu pot niciodată să mă apropii și nici de cum să iubesc pe cei care mă iubesc pe mine. Și despre Iuda, evanghelistul Luca, cel care dă atât de multe detalii, zice la un anumit moment, până să ajungă în grădina Ghețimani, unde îi dă sărutul acesta mișelesc Mântuitorului, evanghelistul Luca zice că a intrat Satana în el. Așadar, era stăpânit de demon și nu mai putea să aibă deloc iubirea aceasta, așa cum ați desmortat-o ceea ce întrebați în relația cu Iuda. Dar ne mai întrebăm dacă Iuda, până la urmă, săvârșind faptul acesta, sărutului acestuia, putea să nu-l facă, sigur că putea să nu-l facă. Și așa cum spuneați că până la urmă putea să facă un alt gest când s-a apropiat de el în grădina Ghețimani, eu cred că nu putea să nu facă niciun gest. Iisus Hristos era deja atât de cunoscut în Țara Sfântă la momentul acela, încât ei, căpetenile, puteau doar să le indice locul unde el era în grădina Ghețimani și se ruga și să meargă să-l recunoască. Dar el se pune atât de mult în slujba răului, arătând că oamenii atât de mult se demoralizează, devin amorali, așa cum îi numește Nicolae Steinhardt, pe cei care renunță la orice set de valori morale. Da, Nicolae Steinhardt face foarte frumos o diferență între imoral și amoral. Zice, imorali sunt oameni care fac greșeli în viață. Ca noi toți avem scăderile noastre, dar la un moment dat, ei cunoscând setul de valori care e valabil pentru cei care primesc și noi toți primim legea morală naturală, ei bine, oamenii aceștia imorali săvârșesc păcate, dau o conștiință și revin. Pe când amoralii înlătură orice set de valori morale. Îl explică foarte frumos Steinhardt. Ei bine, deci Iuda putea să nu facă gestul acesta. Pentru că ei l-ar fi recunoscut cu siguranță pe Mântuitorul în grădina Ghețimani și ar fi putut să-l aresteze. Dar el se pune atât de mult în slujba lor. Devine din ucenicul Mântuitorului, devine sluga lor și face și gestul acesta al sărutului, ba mai mult, în momentul acela în care aminteați, citind din Sfânta Evanghelie, că Mântuitorul întreabă, Iuda, cu un sărut, ai ales să mă vinzi? El înainte îi spune Mântuitorului, când îi dă sărutul, bucură-te, învățătorul. Atât de mult se transfigurase moral, încât prin sărutul pe care el îl folosea ca mijloc de a arăta dușmanul, adversarul, să-i numim Mântuitorului, el îl folosea ca un moment de bucurie în relația cu Mântuitorul, deci Mântuitorul știa cine este el și ce urmează să facă. Și
Și apoi, mergând mai departe, știm cu toți ce s-a întâmplat cu Iuda, pentru că el, dându-și seama, realizând că judecata Mântuitorului va fi urmată de moarte, merge în templu să returneze acei 30 de arginți arhiereilor, dar intru în cinism al omului care nu mai are scrupule, care și-a împlinit ceea ce avea de împlinit. Îi răspund, cine privește pe noi? Tu vei da seama. Și atunci intervine momentul acela de maximă dezamăgire, descumpănire din partea lui Iuda și face gestul acela tragic al sinuciderii și amintează de momentul de descrierile acestea în care se văd cumva ține de viscerarea lui Iuda și cum îi... Ei bine, cumva e o arătare a omului care stă într-un păcat de multe, o desfigurare trupească a omului. Dacă vreți, ne aveam aminte de Oscar Wilde din Portretul lui Dorian Gray. Amintiți-vă că acolo, la un moment dat, tocmai lucrul acesta arată că îi se cere pictorului să îi facă un portret, ca în felul acesta portretul să preia păcatele din acele. Portret al interiorității, de fapt, al sufletului, să spunem așa. Deci este portretul autentic, este ceea ce e diferența între idos și icon. Esența este acolo, un tablou, un culme de reprezentare, dar reprezentarea este reprezentarea via sufletului, iar imaginea publică, cum se întâmplă cu foarte mulți dintre noi, imaginea publică arată, este înfloritoare, este cântătoare, foarte atrăgătoare, dar este pur și simplu un superficiu care ascunde, de fapt, un chip schimonosit. E probabil și ceea ce se întâmplă cu Iuda, dar mai avem un exemplu foarte important, pentru că nu este singura trădare și am putea spune, poate nu exagerând, nici apostolii nu știu ce să facă și apostolii se ascund. Sunt încurcați de această situație, nu știu ce să facă cu ea. Dar dintre ei, Petru este cel care e cel mai îndrăzneț și este gata să-l apere pe Mântuitor și spune lucrul acesta. Este cel care scoate sabia, are un gest pe care noi l-am numit de curaj. Da? Este pregătit să-l apere cu sabia. Și tare urechea unuia dintre soldați, da, pe care o restaurează, o reface în momentul imediat următor Iisus. Foarte important tablou acesta. Spunându-i cine dintre sabia de sabie va pieri, o frază care e plină de învățăminte, am putea spune, Petru este cel care și care îi se spune și lui îi se spune că vei trăda. Ceea ce se va întâmpla. Trădarea nu este de altă natură. Și e prefațată de aceste geste de curaj. Pe care Mântuitorul îl amendează. Asta e foarte interesant. Deși este făcut în sprijinul lui. Vreau să duc până la capăt ideea. Știm foarte bine că până la cântatul cocoșilor, în momentul în care Sinta a amenințat viața, și acest lucru este important, nu pentru beneficiu, ci din frică reală de a fi la rândul lui condamnat sau lapidat sau linșat, Petru se dezice, spune că nu-l cunoaște. Și își amintește la cântatul cocoșilor și aici diferența este capitală. Reacția lui este de suferință, de ceea ce este în răscumpără în ochii și a lui Iisus și ai noștri. Dar cu toate astea, și el este avertizat. Și el uită de avertizat. Și el face acest gest de curaj, dar care este un gest de curaj situat pe, iată, pe această, pomeneam de tulburare, schimbarea de semn, și simbolica înălțimilor. Și Petru suportă aceeași transformare din omul curajos devine un laș.
în final. Și după aceea are loc această înțelegere superioară a o smerenie, de fapt. Pentru că el este smerit în ceea ce se întâmplă. Cum vedem lucrul ăsta? De ce? Iarăși un element între ghilimele scandalos și în felul ăsta să discutăm despre un alt element scandalos. Faptul că primul care intră în rai este un tâlhar. Sigur. Să punem cumva, să ajutăm un paralelism între atitudinea lui Iuda și cea lui Petru, l-am tot descris pe Iuda. Sigur că Iuda a rămas în atitudinea lui și în faptele lui, deși a fost avertizat și a mers până la capăt. Sigur, având doar momentul acela de trezire, când și-a dat seama că lucrurile iau o împărsătură foarte gravă pentru Iisus Hristos, lângă care el stătuse. A stat atât de mult lângă Mântuitorul Hristos, i-a văzut faptele, i-a văzut minunile și totuși alege să-L vândă. Și tocmai aceasta este întrebarea. Dacă nu cumva, au existat mulți care s-au întrebat, dacă nu cumva Iuda a fost ales din eternitate ca să fie cel care îl vinde pe Mântuitorul Hristos. Dar Sfântul Maxim Mântuitorul lămurește lucrul acesta, zice că Dumnezeu nu predetermină faptele oamenilor. Îi acordă omului libertate, cea de care vorbeam la un moment dat, dar așează în fața omului, în parcursul vieții lui, anumite fapte, anumite lucruri. Și omul poate să le aleagă sau nu. Suntem convinși că din eternitate, din veșnicie, s-a ales în momentul acesta în care Mântuitorul să fie răstignit pe cruce. Dar la fel de convinși suntem că Iuda nu trebuia să fie el cel care să-l vândă pe Mântuitorul Hristos. Că arhierei și cărturarii puteau să găsească o altă modalitate să-l prindă și nu prin acest Iuda, cel care alege el de bună voie, prin libertatea lui, să facă acest gest. De partea cealaltă, la Petru, Sfinții Părinți lămuresc că la el lucrurile nu stau atât de grav, pentru că, de fapt, Mântuitorul îi mustră încrederea în sine. Îl avertizează cu ceva timp în urmă, înainte de acest moment al lepădării, că înainte de cântatul cocoșului se va lepăda de trei ori de el. Și Petru neagă lucrul acesta. Spune că niciodată nu vei face așa ceva. Și atunci, după ce îl prind pe Mântuitorul în grădina Ghețimani și îl duc la Ana, vom încerca să ne facem și traseul acesta, dacă avem cumva timp și încătuință, îl duc la arhiereul Ana, ca să fie judecat. Și acolo, în curtea arhiereului, Petru, împreună cu Ioan, doi dintre ucenicii Mântuitorului, stau și în noaptea aceea acolo. Și au loc cele trei lepădări ale lui Petru. La un moment dat, una dintre femei îl recunoaște și le spune, îl întreabă pe Petru și le spune și celor prezenți și el era cu Învățătorul, cu Iisus Hristos și el prima dată răspunde, nu știu ce zici. Apoi o altă femeie, la un alt interval de timp, spune, și eu te-am văzut pe tine, fața ta te vedește și el spune, nu cum îți spune omul acesta. Apoi toți cei prezenți acolo în curte, mulți dintre ei, iarăși îl recunosc pe Petru ca și ucenică și apostol și el iarăși tăgăduiește acest fapt și spune, nu cunosc pe omul acesta, ba mai mult ne spune Evanghelie, se blestemă, se jură că el nu îl cunoaște pe omul acesta și în clipa aceea cântă cocoșul. Dar ne spun evangheliștii, a plâns cu amar. Aceasta este diferența între atitudinea mândră a lui Iuda, care, deși e avertizat, nu face nimic, și atitudinea pe care trebuie să o avem și noi în clipa în care săvârșim păcate în viața noastră. Să nu avem, în primul rând, încredere, să avem încredere doar în noi, atunci când avem de săvârșit faptele noastre, când împlinim ceva în viața noastră, să nu credem că le săvârșim doar prin puterea noastră, ci fără harul și ajutorul lui Dumnezeu, tot ceea ce împlinim în viața noastră, toate faptele noastre, ar fi mult prea mici sau prea puține, dacă Dumnezeu nu ne-ar ține de mult pe fiecare dintre noi. Și de aceea i-a ales Petru ca și exemplu în felul acesta. Nu avea atât de multă încredere în tine, că tu, cel care l-a rătut tău ca și Iuda, m-ai văzut, știi cine sunt, într-un moment din acesta greu,
e posibil să te lepezi de mine. Dar mulți dintre noi avem momentele noastre de scădere și de cădere, dar pocăința înseamnă tocmai asumarea aceasta a faptului că ca atunci când creștim să ne cerem iertare în față lui Dumnezeu, să ne împăcăm cu noi, să recunoaștem greșelile noastre, să ne recunoaștem de plin, să ne asumăm de plin, ca atunci acesta să primim iertare de plină de la Dumnezeu. Și m-ați întrebat cumva și despre tâlharul de pe cruce și despre momentul în care Mântuitorul alege să deschide la el tocmai cu el. Pentru că acolo avem suferința asumată la tâlharul care recunoaște pe Mântuitorul. Iată, noi primim toate ale noastre, zicem el, acolo pe cruce, în dialogul pe care l-au cei trei pe Golgota, el, cel care recunoaște pe Iisus Hristos, zice, noi primim suferința aceasta pentru păcatele noastre, dar se întreabă de el pentru ce primește lucrul acesta, pe când celălalt avea o suferință neasumată, nerecunoscându-și faptele și neînțelegând de ce e în momentul acela pe cruce. Și tâlharul acesta, cel care își asumă suferința, e cel care recunoaște pe Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu. Și atunci primește deschiderea Raiului și cel care intră primul în Rai, așa cum îi spune Mântuitorul, astăzi vei fi cu mine în Rai. E bine, cam acestea ar fi cumva momentele până în clipa procesului Mântuitorului. Care doresc să ne oprim puțin, dar cu o mică completare, cu o mică sugestie, văd în ceva în plus în ceea ce privește pe această întrebare. Nu este vorba doar, cred eu, doar de o recunoaștere unei bine meritate, să spunem, sau unei retribuiri juste a pedepsei în raport cu păcatul și cu o nepocăință sinceră. Dar este singurul care arată compasiunea, dar nu compasiunea, că poate să fie o compasiune a celor din fața crucii, care nu suportă nimic, este compasiunea cuiva care este într-o suferință maximă și are totuși, îl căinează pe cel de lume. Adică are capacitatea, ceea ce Iisus o face, de a se ruga pentru cei care îl lovesc, dar se ruga pentru a fi iertați, pentru ignoranța lor. Nu știu semnificația acestui lucru în cine dau. Tocmai această compasiune din mijlocul unei mari suferințe pentru cineva care are o suferință. Mie mi se pare că acest element este acel plus care îl recomandă pe acest tâlhar pentru a fi primul locuitor al lui. În fapt, e o manifestare a legii iubirii pe care Mântuitorul tot al final cele taină a instituit atunci când ne indică nouă tuturor să ne iubim unii pe alții și să ne înțelegem suferințele și compasiunile atunci când ele există, cum exista și în momentul acesta al răstignirii de pe cruce și apropo de răstignirea de pe cruce. Pentru că aminte că există o localitate lângă București, Tălcănescu, acolo unde Arsenie Puca, care știți că a fost și pictor, a ales să picteze în momentul acesta al răstignirii de pe cruce, dar tot arătând iubirea Mântuitorului. Pentru că ar zice că răstignirea pe cruce e poate cel mai firesc mod de a arăta oamenilor că Dumnezeu îi iubește chiar și atunci în momentul de suferință. De ce? Arsenie Boca îl zâmbrăvește pe Mântuitorul cum își desprinde mâna dreaptă din cruce, din cuie și, deși îi curge sânge din mână, îi îmbrățișează pe oameni. Iată, chiar și momentul acesta al răstignirii îl consideră un moment al îmbrățișării. Așa cum un teolog contemporan spune că fiecare, spunea frumosul, fiecare dintre noi simțim în momentele acelea ultime că avem nevoie de o ultimă îmbrățișare. O ultimă îmbrățișare a dragostei. Pentru că dacă tot am ajuns în momentele acestea ale răstignirii și ale morții,
vom încerca să refacem traseul, ca să-l înțelegem și pe acela. Dar, zicea Andres Crima, apropo de răstignire și de moarte, Andres Crima, un teolog contemporan, a murit undeva prin anul 2000, jurul anului 2000. Zicea Andres Crima, moartea este cea mai mare minciună a omenirii. Este ultima și cea mai mare minciună a omenirii. Și spune și de ce. Pentru că, dezvoltând discursul Sfântului Apostol Pavel de Biserică, unde spune că dragostea de rugăciune, dragostea este binevoitoare, Sfântul Apostol Pavel zice, dragostea este nebunitoare. Și dacă dragostea este nebunitoare, adică veșnică, ea depășește mult. Și de aceea zice că Andres Crima că moartea este cea mai mare minciună a omenirii. Pentru că, fiind doar un pod al trecerii din viața aceasta pământească către viața veșnică, și Mântuitorul ne oferă garanția aceasta prin învierea Lui, având ca lege, ca cea mai importantă lege, legea iubirii, și Sfântul Apostol Pavel spune că iubirea e veșnică, moartea nu poate întrerupe iubirea aceasta. Și revenind la patimile Mântuitorului, ca să ajungem cumva chiar în zilele acestea. Apropo de patim, Mântuitorul este dus la Ana, vă spuneam, unul dintre arhierei, nu era cel care la momentul acela era factor decizional. Era socul lui care afla, el fusese factor decizional. Dar cumva cuvântul lui era un cuvânt greu. Și atunci a fost dus dintr-un început la Ana. Ei știau ce aveau de făcut cu Mântuitorul, pentru că ei făcuseră sfat. Și aleseseră deja câțiva martori mincinoși care depună mărturie mincinoasă împotriva Mântuitorului Hristos ca să-L ducă către răstignire. Dar Ana, după ce are loc acolo un proces mincinos, îl trimite la Caiafa, la ginele lui. Caiafa era preotul cel mare al Sinedriului. Sinedriul era Consiliul Bisericesc cu autoritatea cea mai mare din Ierusalim la momentul acela, autoritate juridică, politică, religioasă, de orice fel. Și Caiafa are acolo un dialog cu Mântuitorul, îi pune foarte multe întrebări după ce martori mincinoși aduc multe argumente că Mântuitorul a zis că trebuie templul, amintiți-vă și trei zile, răzidește la loc și mai departe. Dar Caiafa, ca să nu-și asume el plină de plină pentru momentul acesta, trimite către Ponțiu Pilat. Ponțiu Pilat era guvernatorul Palestinei la momentul acela și al Galilei și Ponțiu Pilat era cumva, fiind cetățean roman, era trimisul Imperiului Roman acolo în Țara Sfântă. Și Ponțiu Pilat are un dialog cu Mântuitorul și una dintre acuzele care erau aduse era aceea că el s-a proclamat, Mântuitorul Hristos s-a proclamat ca împărat al iudeilor. Și îl întreabă Ponțiu Pilat, tu ești împăratul iudeilor? Iar Mântuitorul Hristos îi răspunde, tu zici. Și Ponțiu Pilat, pentru că nu înțelegea gravitatea acestei acuze, în fapt, acesta este răspunsul pe care îl găsesc cei care tâlcuiesc dialogul acesta cu Ponțiu Pilat. Ponțiu Pilat, fiind cetățean roman și neînțelegând acuzele acestea, și dacă e cetățean, s-a proclamat împărat al iudeilor, dar nu a forțat în niciun fel, care ar fi problema? Dar se gândea că poate acolo cutuma iudeilor e alta, găsește de cuvință să-l trimită la Irod, la Irod Antipa. Irod Antipa ce era? Era un împărat local. Un împărat local obedient, care stătea în slujba romanilor, dar fiind un iudeu, înțelegea mai bine regulile iudeilor. Și îl trimite la Irod Antipa. Și Irod Antipa, după ce stă iar și rechizitoriu cu el, Mântuitorul nu răspunde absolut nimic. E o tăcere acolo, din partea Mântuitorului. Îl trimite din nou la Ponțiu Pilat, pentru că spune, eu nu găsesc în omul acesta nicio vină. Asumă-ți tu. Și Ponțiu Pilat, după ce are interogatoriu cu el, din nou cu Mântuitorul și se hotărăște să-i dea o pedeapsă, dar niște cu moartea, primește din partea arhiereilor, a fariseilor, a cărturarilor, cumva insistența de finind săptămâna dinaintea Paștelui iudeilor, știm cu toții că semnifică ieșirea din robie egipteană.
tocmai se apropia Paștelui lor și atunci aveau obiceiul că în săptămâna înaintea Paștelui iudeilor să elibereze pe un răufăcător, pe unul care mergea către răstignire, către moarte. Și atunci Ponțiu Pilat cedează la rugămințele acestea ale fariseilor, ale cărturarilor și arhiereilor și spune, gândind că n-au cum să aleagă pe altcineva decât pe Baraba, cel care era un răufăcător, să aleagă pe acela să-l trimită către moarte și să îl elibereze pe Iisus Hristos, bine, alegeți între ei doi. Și mulțimea aceea, la îndemnul arhiereilor și a cărturarilor despre care vorbeam, mulțimea aceea alege să-i strige, dacă duminică, în Duminica Florilor, îi striga Osana, mântuiește-ne, în Joia Mare, strigă, răstignește-ne. Și în felul acesta hotărăște trimiterea către moartea pe cruce a Mântuitorului Hristos. Își primește pedeapsa aceasta, urmează drumul către dealul Golgotei, sub povara crucii. Știm că la un moment dat este ajutat de Simon Cireneu să-și ducă crucea pe drumul Golgotei și este răstignit între cei doi tâlhari. Am predat cumva dialogul pe care Mântuitorul l-a avut cu cei doi tâlhari, dar aș mai insista asupra unui singur aspect. Mântuitorul în toată perioada aceasta, deși era și om și Dumnezeu, în toată perioada aceasta, din clipa în care intră în pătimiri, în patimile pe care noi le cântăm, pătimiri mântuitoare și sfinte, din clipa aceea alege să rămână doar om. Primește suferința, primește răstignirea pe cruce, ba mai mult ne arată că este om și acolo pe cruce, pentru că curgând foarte mult sânge, știm cu toții că atunci când pierde foarte mult sânge, avem dorința aceasta de a consuma lichide și acolo pe cruce strigă, mi-e sete, arătând că și în momentul acesta că a fost un om care are afecte ca noi toți, așa cum și după înviere, spre exemplu, le cere ucenicilor de mâncare și acesta este un alt afect sau așa cum au fost multe altele pe care și le-a arătat în timpul vieții pământești, acolo pe cruce, asupra acestui aspect, doream să insist, deși are cerința aceasta și strigă în auzul tuturor miesete, când îi se întinde buretele acela în biban, cu oțet și vin, Mântuitorul îl refuză. Și mulți au interpretat că l-a refuzat din cauza că a simțit ca un semn batjocoritor. Dar Sfinții Părinți, mulți dintre ei, sunt de acord că Mântuitorul, deși firea lui umană avea senzația aceasta de a fi sete, își asumă suferința până la capăt și refuză buretele acela, arătând că suferința trebuie dusă până la capăt. Zice Andrei Pleșu, în prefața lucrării lui Clive Lewis despre suferință, De ce, Doamne? O carte, De ce, Doamne? Și vorbește despre suferința pe care Clive Lewis a avut-o în relația cu moartea soției lui, care a murit la scurt timp după ce s-a căsătorit cu ea din cauza unei boli. Și acolo Andrei Pleșu spune că Dumnezeu nu s-a iertat nici pe el în ceea ce înseamnă suferință. Pentru că trimițându-l pe Fiul lui Dumnezeu, chiar pe Fiul lui, la moarte, prin suferința aceasta, cea mai grea, a răstignirii pe cruce, a arătat că în viața noastră trebuie să existe la un moment dat suferință și să ne o asumăm, așa cum și-o asumă multe drăhari, cea cu care Mântuitorul deschide la el și așa cum și-a asumat-o și Mântuitorul Hristos. Iată, acestea cumva ar fi așa descrise minimal momentele acestea, până când Mântuitorul ajunge acolo și este răstignit pe dealul Golgotei și de acolo primește în foarte scurt timp moarte pe cruce, pentru că aflăm, ne spun Sfinții Evangheliști, și-a dat Duhul și în felul acesta primește moarte, ca prin moarte să meargă către înviere. Acestea sunt etapele până la momentele trăirii acesteia în credinței până la momentul învierii și până la ajungem la înviere, mă iertați, doar atât vreau să mai spun. Sunt foarte multe câte ori întrebați și să ne gândim care trebuie să ne fie atitudinea, mai ales în Joia Mare, atunci când trăim momentele acestea ale patimilor, în Vinerea Mare, când Mântuitorul este așezat în mormânt și mergem și îl prohodim
Și apoi, în sâmbăta care te duce către turnul, cred că Mântuitorul se afla în mormânt, ne punem de multe ori întrebarea care trebuie să fie atitudinea noastră ca și creștini. E bine, în sâmbăta mare, înainte de înviere, una dintre cântări la liturghia Sfântului Vasile, pe care o să vărșim în biserică dimineața, în sâmbăta mare, ne spune una dintre cântări că atitudinea firească este aceea a omului care trebuie să tacă. Tot ceea ce este omenesc trebuie să tacă. Tăcerea trebuie să fie cea care ne caracterizează în perioada aceasta și analiza tuturor greșelilor și păcatelor noastre ca în felul acesta, eliberându-ne de ele, luându-ne crucea noastră a fiecăruia dintre noi, să putem să ajungem la înviere și să ne bucurăm de înviere, de învierea Mântuitorului Hristos. Doar puțin aș vrea să rămânem pe acest aspect al suferinței, pentru că el este reprezentativ și nu este doar un element de decor, suferința este autentică, este doar suferință fizică, există umilință acolo, baciocorire, există toate formele de violență pe care omul le poate furniza împotriva unui semănat său. Dar ceea ce mi se pare important în această suferință este necesitatea ei în orice devenire. Nu sub forma aceasta atroce a unui torturi, ci într-un dozaj al crucii făcută pe măsura fiecăruia dintre noi, adică pe puterile noastre. Dar suferința este mântuitoare atunci când ea nu se exercită, cum să spun, un instrument de tortură, ci este o acceptare a unor dificultăți. Și aș remarca că este un lucru care a dispărut din educația tinerilor, faptul că trebuie să existe acest element de efort. Efort care implică o doză de suferință, nu una majoră. Ținerea de la tenacitatea, răbdarea în atingerea unui scop înalt pentru a dobândi o competență. Poate lucrurile astea sunt formatoare. Ea nu trebuie îndepărtată, trebuie asumată de câte ori intervine, pentru că spatele este o eliberare, ceea ce urmează este o răsupărare totdeauna. Iar răsupărarea supremă este cea a învierii. Deci aș vedea că o mică înviere în fiecare din aceste momente în care parcurgem un drum al suferinței, o mică golgotă, pentru a ajunge într-un punct, punctul în sine, achiziția respectivă, care este o poziție socială, că am dobândit, am trecut un examen, am avut un concert reușit, nu știu, am strălucit. Dincolo de asta nu există un preț suplimentar, o valoare suplimentară, o valoare adăugită, care este aceasta mântuitoare a devenire, o mică mântuire într-o devenire a fiecăruia dintre noi, pe parcursul existenței. Cumva trebuie să asumăm că aceste momente sunt ciclice, și ele sunt făcute spre binele, spre înălțarea noastră către momentul suprem. Deci, lecția, așa cum o văd eu, lecția Mântuitorului, nu este o lecție a unui final, ci este o lecție a unei permanențe în existențele noastre ale tuturor. Și acum să ne apropiem cumva de final și să vorbim despre despre semnificația învierii. Nu înainte, dar zice de a constata acest scandal imens, este cel în care oamenii își ucid Dumnezeu. Da? Dar nu ucid în eficie, cum au făcut cu alți zei, dărâmându-le statuile, retezându-le brațele, sau, da? Ci ucid de-a binele, în carne și oasă, de asemenea. Da? Este un moment terifiant, în care omul, creatura, își distruge Dumnezeul adevărat, Creatorul adevărat, Tatăl, pentru că este și un parincit, Fiul este și Tatăl, da, în Sfânta Treime. Deci anulează exact punctul original al propriei lor naștere, propriul sens al existenței. Moare, ca să spunem așa, pe cruce, într-un fel. Deci un moment, o absurditate totală, dacă ne gândim
la implicațiile lui. Și totuși, totodată, asta este minunat în ceea ce privește creștinismul, este și momentul unei renașteri. Cum se împacă cele două chipuri al aceluiași gest sau aceluiași eveniment? Cei că am plecat din bucurie, așa cum o constatați, la Florii, am trecut în nestatornicie, în tristețe și în lepădarea oamenilor și vom ajunge din nou în bucurie, pentru că înviere e bucurie și câtă vreme, sigur că vorbeam despre mântuirea prin suferință, câtă vreme ne asumăm crucile acestea din viața noastră, mai mari sau mai mici, poate uneori le considerăm nedrepte, dar important este să vedem că pentru fiecare dintre noi crucea pe care o avem de dus nu e niciodată mai grea decât crucea și suferința pe care și-a asumat Mântuitorul Iisus Hristos pentru noi. Mai ales că a primit moarte pe cruce pentru lucruri inventate și a însă el știa că suferința lui aceasta are un alt scop, acela al răscumpărării întregului neam omenesc. Și dacă el știa de ce trebuie să moară și de ce trebuie să aibă suferința aceasta, sigur că ne deranjează mai degrabă relațiile oamenilor. E o relație, e o atitudine pe care oamenii o au și astăzi. Astăzi rămân în bucurie cu tine, sunt în bucurie cu tine și mâine aceiași oameni posibil să se lepe de tine. Însă tu trebuie să cauți tot timpul împăcarea aceasta cu omul și cu Dumnezeu, ca în felul acesta să poți să-ți găsești răspuns ție la judecata lui Dumnezeu. Mergând către înviere, aș zice că învierea e speranță. Pentru că dacă moartea e momentul cel mai greu de emoție lor, și am asistat de multe ori la un asemenea moment și atunci omul sigur că plânge cel mai mult și în felul acesta îți realizez că e momentul cel mai greu. După plânsul acesta pe care îl vom avea în zilele premergătoare pieri, când Mântuitorul primește moarte pe cruce, avem dintr-o dată bucurie. Pentru că primul salut pe care îl primește întregul neam omenesc, în clipa în care femeile mironosițe merg la mormânt să ungă trupul Mântuitorului Hristos, este acela bucurați-vă, acela pe care Mântuitorul adesează femeilor mironosițe și nouă tuturor, bucurați-vă. Iată, dintr-o dată, cel care era în întuneric a ieșit și ne-a arătat nouă tuturor, a înviat și ne-a arătat nouă tuturor că moartea biruită. Și atunci când vom merge noaptea Paștelui, că Paștele înseamnă o trecere de la moarte la viață, atunci când vom merge noaptea învierii la biserică, știm că e cumva momentul în care creștinii primesc lumina în curtea bisericii, în aer liber. Și poate ne-am întrebat de ce nu se întâmplă momentul acesta în interiorul bisericii, pentru că Sfinții Părinți tâlcuiesc momentul acesta și cei care au așezat rânduieli în acestea bisericești au închipuit că învierea Mântuitorului este valabilă pentru întreaga omenire, nu doar pentru creștini. Pentru că toți îl cunosc pe Iisus Hristos, că nu toți îl recunosc ca Fiul lui Dumnezeu, e o altă discuție, dar toți îl cunosc pe Iisus Hristos și de aceea biserica a așezat momentul acesta în curtea bisericii, ca întregul neam omenesc să cânte bucuria aceasta în momentul acestui. Și ar mai fi ceva atunci când preotul dintr-un început cheamă pe oameni și îi strigă cerându-le să vină să ia lumină, veniți de luați lumină, e un moment în care oamenii trebuie să primească nu doar lumina aceea fizică care se aprinde prin lumânare, ci trebuie să primească lumina din inima lor. Aceeași inima pe care Mântuitorul ne cerea să o avem așezată, cămara pe care ne cerea să o avem așezată, interioritatea noastră atunci când ținem post, aceeași inimă acum vine și primește lumina, bucurie, înviere.
Și bucuria aceasta este, de fapt, sentimentul uman cel mai frumos, cel mai profund. Și de la bucurie, omul trece în veselie. E manifestarea bucuriei, de fapt, veselia. Și atunci, învierea Mântuitorului Hristos ne certifică nouă că nedreptatea nu poate să învi. Zice Sfântul Vasile Arhimeșme, un teolog contemporan foarte frumos, dacă Ana și Caiafa, arhiereile despre care am amintit, au învins, adică noi nu credem în învierea Mântuitorului Hristos, atunci nedreptatea e cea care predomină în lumea aceasta. Apoi, prin învierea Mântuitorului Hristos, am primit garanția că și noi vom învia. Am primit garanția totodată că învățătura Lui e a Mântuitorului, e învățătură dumnezeiască, nu e învățătură omenească, și că moartea, nu e ultimul act al vieții acesteia pământești și că nu e cea care, prinzându-ne în fălcile ei, ne mai dă niciodată drumul. Ne zice foarte frumos Sfântul Apostol Pavel că învierea Mântuitorului Hristos e pârgă celor adormiți. S-a făcut pârgă celor adormiți în învierea Lui. Și știm cu toții că pârga e primul fruct. Și atunci El este primul fruct al învierii și știm că după acel fruct, după acea pârgă, vor urma și celelalte fructe, așa cum și celelalte învieri vor tot urma în neamul, în tot neamul omenesc. E momentul acesta al învierii, mă descrie foarte frumos, dacă vreți așa, ca să încheiem și cum am mai încercat cu câteva lucruri din, și câteva amintiri și din literatură, descrie foarte frumos Goethe prin personajul lui principal, prin Faust. Faust are momentul acela în care își dorea să moară. Că tot am vorbit despre Iuda care s-a sinucis și Faust își dorea să ia cupa aceea de o travă și să moară. Dar în clipa în care Faust a luat potirul acela din care, paharul acela din care își dorea să bea o travă și să moară, aude clopotul bisericii, care chema la învieri și dintr-o dată renunță la acest. Iată, învierea Mântuitorului Iisus Hristos e salvator. E cea care ne salvează pe noi. Ne salvează din suferința noastră, din ghearele morții și ne oferă bucuria veșnicii. Ne repune în comuniunea și în bucuria cu Dumnezeu. E, dacă vreți, darul suprem, darul cel mai de preț pe care Dumnezeu îl oferă creaturii Lui. Câtă vreme creatura stă în comuniunea aceasta, curată, sinceră, și de plină Dumnezeu. Părinte, vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră la bibliotecă și pentru cuvântul acesta care vine din partea cuiva care este foarte apropiat de cele sfinte. Și poate în încheierea mea adresez totuși un cuvânt tuturor celor care se pregătesc pentru învierea în aceste momente care au semnificația lor de modestie, de smerenie, de rapel către propria interioritate, de căutarea ceea ce este mai profund și mai omenesc în noi. Și care este chipul Mântuitorului? Sigur că, mergând cumva în așezat bucuria oamenilor, chestiune pe care trebuie să le împlinească fiecare om în parte și cu toții că în perioada aceasta, la fel de mult și în alte perioade, dar mai cu seamă în perioada aceasta, omul găsește de cuvință să meargă să se repere toate pe tot răul care îl găsește, că l-a împlinit în relația cu semnele și cu Dumnezeu, se așează în scaunul de spovedanie și mărturisește păcatele după ce a ținut postul, așa cum l-am descris, și cum poate fiecare să-l împlinească, ca să primească bucuria Sfintei Împărtășanii. Pentru că am vorbit despre ceea ce detaliu, poate minimal, ia un moment atât de important, pentru că primind trupul și sângele Mântuitorului Hristos, noi de fapt primim medicamentul nemurii și în fapt învierea. Și în momentul acesta, al Duminicii Învierii, e cel pe care îl trăim în fiecare duminică.
La fiecare Sfântă Liturghie, în fiecare duminică, creștinul amintește și trăiește momentul Învierii Mântuitorului Hristos. Pentru că ziua Duminicii e ziua Învierii. Ne gândim poate și am primit întrebarea aceasta cândva de la unul dintre studenți, cum am putea să explicăm cronologic că vorbim despre trei zile Mântuitorului care stă în mormânt, dar moartea Mântuitorului pe cruce are loc vineri după amiază, undeva către ora 3, către ceasul la ora 15, către ceasul la 3, la după amiază, atunci când tot pământul s-a întunecat și gândindu-ne cronologic, o zi și o noapte, avea 24 de ore, aflăm că femeile milostițe vin duminică dimineața la mormânt, în primele ore de dimineață, așa cum este descris, și acolo găsesc deja mormântul gol. Și dacă am calculat ca și timp cronologic, par a nu fi trei zile. Dar Sfântul Ioan Damaschin lămurește foarte frumos. Spune așa, prima noapte, pentru că dacă Dumnezeu a avut întunericul noapte și lumina zi, prima noapte e aceea a întunericului care s-a așezat peste tot pământul, s-a așteptat în Vinerea Mare, atunci când Mântuitorul și-a dat Duhul pe cruce. Apoi, până când vine noaptea firească a zilei de fineri, iarăși o perioadă de zi, și apoi avem o zi și o noapte deja, pe ele apoi avem vineri noapte, a doua noapte, ziua de sâmbătă, a doua zi, sâmbătă noaptea, a treia noapte, ca în zorii zilei de duminică, a treia zi, să avem ziua învierii. Și iată, acestea sunt cele trei zile pe care le regăsim ca zilele pe care le parcurge Mântuitorul în moarte, ca în felul acesta să ajungă la înviere. Sunt, dacă vreți, momentele acele de trăire cea mai intensă. Pentru că sărbătoarea aceasta a învierii este sărbătoarea speranței a noastră tuturor, a tuturor creștinilor. De aceea avem bucuria aceasta. Pentru că nu întâmplător Mântuitorul le întâmpină pe femeile milostițe cu salutul acesta, bucurați-vă. Oamenii, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, și cu aceasta încercăm să încheiem, poate că am obosit prea mult din ceea ce am spus. Spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, în viața omului sunt trei feluri de bucurii. Sunt bucuriile păcatului, adică bucuriile acestea care le așezăm în viața noastră atunci când avem niște manifestări din acestea ale poftei noastre, trupești, ale unor dorințe din acestea materiale ale vieții acestea, zice apoi, sunt bucuriile firești și care merg către veșnicie, sunt bucuriile familiei, le numește Sfântul Maxim Mărturisitorul. Acelea, iată, de multe ori primesc întrebarea, e mândrie că mă bucur alături de copiii mei sau pentru bucuriile lor? Și Sfântul Maxim Mărturisitorul zice că acestea sunt bucurii firești ale oamenilor, ale părinților, relația copiilor. Sunt bucurii care duc către veșnicie, chiar le numește Sfântul Maxim Mărturisitorul. Și sigur că sunt bucurii din veșnicie pe care le primește omul atunci când primește răspuns bun la dreapta judecată lui Dumnezeu. De aceea, atunci când rostim cu toții Hristos a înviat și răspundem adevărat a înviat, în fapt, noi mărturisim deodată atât faptul că noi credem în învierea lui Iisus Hristos, dar credem și în învierea sufletelor noastre. Mulțumesc mult! Ne oprim aici. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru îngăduința de a ne asculta vremea de îndelungată, cred.